Jugendamt. Dana foi co... Jugendamt. Dana foi copiii familiei Furdui acum. Ce faci tu este greșit. Este exact opusul la ce zici... Este exact opusul la ce zici tu că este binele superior al copilului. Manipulezi mintea copiilor și le distrugi relația cu familia, care cu greu se va... Care cu greu se va întoarce la cum a fost înainte să vii și să o transformi în ruină. A lua fără permisiune se cheamă furt. Sunteți mincinoși. Creați povești și trageți concluzii după capul vostru. Acești copii merită caminul lor iubitor. Nicio instituție nu va putea înlocui asta vreodată. Nu numai că îi luați de la părinții lor, dar i-ați luat și de la mătușile lor, unchi, verișor și bunici. I-ați despărțit până și între ei. Pornind împotriva acestei familii, i-ați făcut să pornim împotriva voastră. Eliberați copiii. David, Naomi, Estera, Natalia, Ruben, Albert și Lea. Suntem ca unul pentru familia voastră. Nu ne lăsăm până când fiecare dintre voi vine acasă. Dumnezeu este de partea voastră și vă va ține sub binecuvântarea Lui. Va auzi strigătul și vă va elibera. Nu renunțați la speranță. Dumnezeu va veni cu o soluție când voi nici nu vă veți aștepta. Vă iubim și ne pasă tare mult pentru fiecare din voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă țină tari. Niciun hoț nu scapă, toți sunt prinși într-o bună zi. David, ne rugăm ca dragostea Tatălui nostru să intre în inima ta și să-ți dea pace. Naomi, Dumnezeu te iubește și te cunoaște, să nu renunți la El. Estera, în curând Domnul va împlini dorințele tale. Încrede-te în El și El va lucra. Natalia, tu ești o luptătoare, nu dă înapoi. Suntem alături de tine. În curând ne vom bucura de victoria ta. Ruben, știm că ți-e dor de casă și de părinți. Mă rog să ajungi repede acasă. Dumnezeu e mai tare. Dragă Albert, nu am să te las la Jugendamt. Am să mă rog să vii acasă. Dacă nu vii acasă acum, am să mă rog până vii. Leia, ne rugăm că se duce acasă azi.